Zeci de proiecte pe fonduri europene nu vor mai putea fi finalizate până la sfârșitul acestui an, așa cum este prevăzut în documente. Pe exercițiul financiar 2014-2020, banii trebuie cheltuiți până la data de 31 decembrie 2023, lucru ce nu se va putea realiza în unele comunități. Astfel, europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat pentru Hunedoara 1 TV că proiectele nefinalizate până la acest termen vor putea fi finanțate pe următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, 2021-2027, fiind fazate, iar finanțarea lor va fi mutată de pe vechiul exercițiu financiar pe cel nou. Ce se va întâmpla cu banii europeni alocați pentru proiectele care nu vor fi finalizate până la data de 31 decembrie 2023? E o întrebare foarte importantă și aici vreau să dau un mesaj foarte clar către toți primarii și către toți beneficiarii de fonduri europene. Ei au depus proiecte pe bugetul la dispoziție până la finalul anului. Au câștigat acele proiecte, dar nu au reușit să le finalizeze. Ce se va întâmpla cu ele? Vor putea fi finanțate pe viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2021, ele practic vor fi fazate, se vor face niște proceduri prin care se va spune că în loc să fie finalizate până la 31 decembrie 2023, vor fi finalizate ulterior în anul următor și finanțarea lor va fi mutată de pe acest vechi exercițiu bugetar pe exercițiu nou, unde practic aproape toți banii încă ne stau la dispoziție, fiindcă acela a început doar în 2021 și e pe perioada 2021-2027 și proiectele acolo trebuie finalizate tot așa cu aceeași regulă plus 3, trebuie finalizate doar până în 2030. Sigur, proiectele care sunt începute și desfășurate, primarii le vor finaliza la anul, într-un an, doi maxim. Deci nu vor avea nevoie de atâția ani, dar practic ideea este următoarea. Din bugetul vechi nu vor mai putea fi finanțate după 31 decembrie, dar vor putea fi finanțate din bugetul nou, se va face o fazare, niște proceduri care nu sunt complicate, ele, proiectele vor continua și finanțarea europeană va veni din acest nou buget, ele vor fi finanțate și se vor putea desfășura și finaliza. Proiectele vor fi finanțate complet, nu se vor aplica corecții, nu vor avea penalități. Banii care au fost prevăzuți pe aceste proiecte și nu au fost absorbiți până la finalul acestui an, nu vor mai putea fi absorbiți. Deci, dacă vreți așa, aceia vor fi pierduți. Europarlamentarul Hunedorean spune că aceste proiecte nu sunt în pericol, ele fiind finanțate din noul buget, iar România va avea un grad de absorbție a fondurilor europene de aproximativ 95%.